Hai să trăiți bine, într-o dimineață de sâmbătă, nenea Duiliu Zanfirescu spunea odinioară pe la 1896, dacă nu mă înșel, când a publicat prima dată acea operă pe care și noi am parcurs-o în timpul școlii. Acest lucru s-a întâmplat în convorbiri literare, dacă mi-aduc bine aminte. Spunea, povestea despre viața la țară și de aici pornesc și eu vlogul de astăzi, pentru că mai multe persoane ce m-au vizitat în ultima perioadă mi-au spus că duc o viață ca asemănătoare cu cea pe care se trăiește în satele românești. Un trai liniștit, lipsit de griji, dacă am putea spune, cu toate că această comparație este forțată, să știe faptul că nivelul de trai în România nu este unul foarte atrăgător în comparație cu cel american. Într-adevăr, locația în care mă aflu actualmente este una liniștită, desprinsă dintr-un mediu în care mi-ar place mereu să viețuiesc, o liniște care uneori pare destul de apăsătoare. Se aud doar păsărelele și chiar dacă mă aflu în apropierea unei artere, foarte rar se întâmplă ca să treacă mașini. După cum vedeți, primăvara încă nu a sosit la Chicago. Peisajul din jurul meu este unul desprins din anotimpul invernal. Primăvara este încă la început, abia dacă au început să răsară florile. Cu alte cuvinte, viața este atât de plată în această perioadă încât ai impresia că timpul s-a oprit în loc. Din acest motiv nu am apărut pe blog în ultima vreme, pentru că nu aveam subiecte atrăgătoare de dezbătut. Am și lucrat în ultimele sfârșituri de săptămână, dar iată că în sfârșit a sosit un weekend în care am ceva timp mai mult la dispoziție. Sunt preocupat să rezolv niște probleme din jurul casei, dar până se dă startul zilei, îmi beau cafea alături de voi și să povestim pe anumite teme. În primul rând vreau să vă spun că în urmă cu vreo lună vă dădeam o știre falsă, îmi cer scuze pentru acest lucru. Vă spuneam la acea dată că primăria orașului Chicago a fost preluată de o persoană de culoare. Pentru prima dată se întâmpla acest lucru în istoria alegerilor din Chicago. Am primit această știre de la un site american, am dat-o și eu mai departe. Pe jumătate ea era adevărat, dacă vorbim despre acest lucru inedit legat, așa cum spuneam, de prima persoană care va conduce destinele primăriei orașului Chicago, dar la acea dată se derula de fapt primul tur de scrutin. În urmă cu vreo 3 zile, 4 zile s-a derulat și finalul acestor alegeri. Au purces în turul secund două femei reprezentante ale comunității afroamericane de la Chicago. Evident că până la urmă s-a impus una dintre ele, o persoană ce este trecută de o anumită vârstă. Eu sunt sceptic în privința puterii acesteia de muncă, chiar dacă ea a rostit un discurs asemănător cu cel pe care politicienii îl dezbat și pe pământ natal. Să știți că lumea politică este la fel în toată lumea și fac o comparație pentru a accentua ideea pe care am expus-o mai devreme. La Chicago am avut un primar care aparține într-o anumită măsură comunității evreiești, chiar dacă nu era atras foarte mult de aceasta. El are origini din statul Israel. Părinții săi au locuit la un moment dat chiar și pe tărâmul Republicii Moldova. Am aflat acest amănunt de la un român, nu știu dacă este adevărat, dar să trecem peste acest aspect și să vă spun că acest primar, pe final de mandat, a abandonat pur și simplu orașul. Acesta arată ca după război, dacă folosește arterele de la periferia renumitei metropole. Sunt cratere imense în carosabil și dacă prinzi o zi ploioasă, poți să-ți etalezi calitățile de înotător. Bineînțeles, dacă te duci să faci acest lucru înainte ca traficul să se accentueze și să ai timp la dispoziție să parcurgi, să faci cel puțin o lungime de bazină. Bineînțeles, este o glumă, dar cam așa stau lucrurile. Să sperăm că se vor îndrepta astfel de chestii, pentru că totuși suntem în SUA, oamenii plătesc o grămadă de taxe. Am mai spus și cu alte ocazii că acest stat este unul destul de scump.
percep taxe foarte multe și drumurile ar trebui să arate impecabil. Vreau să revin pe tărâm natal și să subliniez că a apărut o carte a domnului Radu Paraschivescu ce are un titlu ironic, dar care pe mine m-a făcut să tresar. Acesta sună ceva de genul: în lume nu sunt mai multe românii, pământului asta i-ar mai lipsi. Domnul Radu Paraschivescu continuă ironia din operele sale. Mie îmi place stilul său pe care îl abordează. Trebuie să știm să apreciem și un astfel de umor, nu să sărim imediat de fund în sus, ca și cum acesta ar avea ceva cu România. Să trecem la un alt aspect și în finalul vlogului vreau să vă spun că am descoperit cu dispreț o știre legată de domnul Manda. Se știe faptul că acesta și-a unit destinele cu fosta primăriță a Craiovei, Olguța Vasilescu. Nu m-a surprins modul în care a apăsat pe pedala de accelerație acest individ, pentru că mai sunt și alți oameni de condiție medie sau de condiție mai precară care fac acest lucru. Noi suntem vitezomani, ne place să ne aflăm la volan și să încercăm să cerem totul de la mașina personală, numai că dacă nu respectăm legile, se mai întâmplă și chestii care ne displac. Domnului Manda i s-a ridicat permisul de conducere, deoarece acesta a rulat într-o zonă unde viteza maximă era una care nu se situa în jurul la 50 de km la oră. El a rulat cu 125 de km la oră. Pe mine m-a surprins declarația consoartei sale care s-a aflat cu el în mașină. În acel moment, aceasta a spus că poliția română s-a aflat într-o situație jenantă, într-o situație rușinoasă, deoarece i-a ridicat soțului ei permisul de conducere. Nu m-a surprins nici acest lucru. Aspectul pe care vreau să-l dezbat este unul legat de partea financiară. Cum a reușit acest individ să-și achiziționeze un bolid care are ca și preț o sumă ce se situează în jurul la 100.000 de dolari? Am înțeles că ei dețin și o casă luxoasă dintr-un salar de parlamentar. Cum Dumnezeu reușește să facă astfel de chestii? Eu probabil am ajuns să câștig mai mult decât un parlamentar român, dar după 8 ani de SUA, iată că nu am reușit să-mi achiziționez o mașină de 100.000 de dolari și nici vreo casă luxoasă. Duc un trai normal, nu mă pot plânge, dar pe mine mă dezgustă această lume politică, mai ales cea din România. Din acest motiv am mai afirmat că nu voi participa deocamdată la niciun tur de scrutin, căci parlamentarii români sau mediul politic continuă să se scalde în mocirlă, o chestie neatrăgătoare pentru un alegător cu creier. Am observat că ultimele sondaje dau ca și câștigător PSD-ul în Moldova și în Muntenia sau în partea Olteniei la viitoarele alegeri parlamentare. Se pare că românul încă nu a învățat nimic din democrație, nu înțelege cam cu ce se mănâncă aceasta și din acest motiv și anii următori ne vom scălda în mocirlă. Bineînțeles că parlamentarul român european se duce acolo doar pentru un salariu atrăgător și nici de cum pentru a face ceva pentru țară. Mă scuzați această repetiție, nu am găsit alte cuvinte, alt cuvânt ca să-mi exprim disprețul față de acești domni care sunt pe listele alegerilor parlamentare europene. Să încheiem aici vlogul de astăzi. Probabil voi realiza un altul pe care îl voi posta săptămâna viitoare. Sper să fiu mai activ în următoarea perioadă pe vlog, căci și timpul încet încet începe să ne permită să ieșim la exterior. Vă urez să aveți un weekend minunat și să ne revedem cu bine.